Schimbarea centralelor termice este impusă prin strategia Uniunii Europene de reducere și eficientizare a consumului energetic. Directiva europeană se referă la eficientizarea energetică și prevede că nu se mai pot fabrica sau vinde decât centrale termice de apartament cu randament mare și mai puțin poluante. Este așa numita directivă 2020, prin care cu toată Uniunea Europeană trebuie să treacă la aceste consumuri reduse. În cadrul acestei directive, pe partea de centrale termice, începând cu 28 septembrie, se vor importa și produce în Uniunea Europeană numai centrale care au randamente peste 96%. În această categorie intră centralele în condensare, cunoscute de noi de condensare, și cele cu recuperatoare de căldură. Toate aceste centrale au randamente de la 96% în sus, ajungând până la 98-99%. Aceste centrale sunt mai eficiente pentru că valorifică nu numai energia eliberată la ardere, ci și căldura suplimentară obținută prin condensarea vaporilor de apă conținuți de gazele arse. Centralele în condensare sunt mai eficiente decât cele actuale, dar sunt și mai scumpe, însă ele au și o durată de funcționare garantată mai lungă.